Noroc, oameni buni! Începem astăzi o nouă ediție Te Testez. Tot în Londra. Pentru că moldovenii noștri din Republica Moldova care fac afaceri își doresc să iasă pe piețele internaționale. Fiind piața de acasă suficient de mică și considerând că s-ar putea să atingă noi înălțimi, clienți mai bogați și dezvoltare de produs și de servicii. Prin urmare, apar multe întrebări. Și răspuns la aceste întrebări putem să le aflăm doar de la oamenii care deja au trecut prin acest proces și au și rezultate. Până la urmă am înțeles că noi limite n-avem mari sau nu le avem deloc. Și că curajul, în principiu, e promotorul de bază a rezultatului. Exact. Hai să înțeleagă oamenii care ne privesc ce exact trebuie să facă switch on în ei, în interiorul lor, ca să poată să atingă rezultat și, cel mai important, să scape de frică. Nu pot să-mi amintesc exact când a fost switch on la mine, dar știu când a început tranziția asta. E clar când am început să lucrez, să interacționez cu Vadim Țurcanu. A fost o întâmplare la noi că mi-a spus cineva de el că pur și simplu e băiat bun. Eu fix a doua zi l-am întâlnit, i-am spus, tu ești Vadim? Da, hai să ne întâlnim. Și după prima întâlnire, care era organizat pe o oră, a durat 5, în a doua întâlnire am spus, Vadim, hai să fii mentorul meu. Și așa s-a întâmplat că am început să lucrez cu el și i-am spus, Vadim, eu o să fac tot ce spui tu, pentru că și el puțin să ajung la nivelul tău. Și asta înseamnă curaj, cred că, să te dedici la ceva și dacă ai luat hotărârea să mergi până la urmă. Și asta a demonstrat și proiectul Vadim & Cage și toată comunitatea care s-a construit în urma proiectului ăsta și sunt multe exemple de băieți care au trecut de curaj, băieți, fete, care au trecut de frica asta lor dinăuntru și au avut loc switch on și lumea face chestii excepționale. Da. Pe mine întotdeauna mă pune pe gânduri parteneri care construiesc aici de 10 ani companii, care de 10, care de 5 și sunt în aceeași nebunie, în aceeași rutină zi de zi și eu nu vreau așa. Și eu am spus că ceea ce au făcut ei în 10, noi trebuie să facem în 2. De ce? Pentru că clar se poate, pentru că așa mi-a spus Vadim. Au fost un șir de evenimente în cadrul Cage-ului și la un eveniment mai special care a fost, care s-a dus destul de adânc în interior. Noi la sfârșit am rămas cu așa o monedă, deci one shot. Moneda asta spune despre ce e că noi, în momentul când noi am internat cursul, deci noi nouă ne-am dat o promisiune că noi avem dreptul la o împușcătură. Deci noi nu putem să ne mai întoarcem înapoi. Și asta a adăugat multă valoare la încredere, la să decidem ce noi vrem în viață și dacă noi am decis să mergem. Am mers până la capăt și atunci să înțelegem, e asta sau nu e asta. Deci în timpul drumului noi nu avem dreptul să ne punem întrebare. Și de asta noi asta trebuie să o facem repede. Cum spune Alexei, cineva face în 10 ani, noi avem un an la dispoziție. Nu mai mult, pentru că stare mult e de făcut, noi limitele nu le vedem încă și noi trebuie să reușim, noi vrem să reușim chestia. E mai interesant că noi vrem să reușim chestia asta. Clar ajută să fii în comunități. Eu cred în comunități și cred că numai înconjurându-te, asta e clasică. Ce oameni te înconjori, asta ești tu. Și eu asta întotdeauna caut, asta pe mine mă motivează și mă ține în tonus, să spun așa.